Bună tuturor și bine ați revenit pe canalul nostru. În filmulețul de astăzi vă vorbesc și vă arat rețetele pe care ni le-a gătit mama soacră în vacanță. Nu voi lăsa rețete pentru că este prea mult descris, le puteți găsi foarte ușor cu un search pe internet. Sper să vă placă, sper să vă inspire dacă sunteți în căutare de idei, dacă sunteți în curs de alcătuire al meniului săptămânal, orice, sper să vă inspire. Vă mulțumim tare mult că ne urmăriți și în acest filmuleț și pe curând! Pa, pa! Aceasta este porția lui Bebe, am început deja să mâncăm. Astăzi bunii de la Roma ne-au făcut pastă cu ragu și cu brânză și este super delicioasă. Nu știu cum se nimerește în ultimul timp, dar vă arăt masa ori pe sfârșit, ori pe la jumătate. Am început deja să mâncăm, am uitat să filmez, trebuie să-mi intre încă în obișnuință. Și am avut pireu cu cârnați și cu salată verde. N-a fost-o cu voi. Astăzi la prânz avem rigatoni cu ragu. Ia să vedem dacă îi plac lui Alex. Niam, ce bune. Vai, ce bune. O vreau cu toate. Bravo, mami. Râdeam pentru că am început să mâncăm și am uitat să filmez. În seara asta avem pulpe de pui cu usturoi și salată de orez. Astăzi la prânz avem pastă cu cârnăciori, cu ciuperci și cu dovlecel și cu smântână. Este super! Rețeta asta trebuie să-mi o amintesc să o fac și eu acasă. Hai, papă, mamă! E bine, e bine, nu frigi, mama, nu frigi. Te ajută mama să iei una? Așa. În seara asta la cine avem pifteluțe cu sos și brocoli cu lămâie și crochete de legume. Astăzi la prânz avem papardele cu ciuperci și cu cârnați și cu smântână. În seara asta avem la cină salată de fasole, carne cu măsline și cu sos și salată verde. Iam. E bun? Bună, cărnață. Bun. Astăzi la prânz avem pastă cu sos de măsline și cârnați. Vedem ochii de terra, perché erano cu velino. Doveva dare soluții, cum puteți da noi soluții pentru... În seara asta, după cum vă spuneam, nici tu nu mă las să vă filmez. Avem porc bistreț, cinghiale, cum se spune la ei. Cu crochete, mi-a fost lene să mai fac salată. Bebe vrea la mine, ai la mama, haide să pap cu mama. Astăzi la prânz avem paste cu trufe, cu tartufo. Ia uitați cum l-a făcut tati. Am pus și în sos și acum am ras deasupra. Au gust de ciuperci. Sunt foarte bune. Cum e tata? Nu. Ia vezi. A, da, că trufele sunt de fapt niște ciuperci. E bun? Da. Nu înțeleg de ce costă așa mult. Nu înțelegi? Nu înțelegi de ce costă așa de mult? Și Alex mănâncă tot pastă cu trufe. Și e bună. În seara asta la cină avem șnițele cu dovlecei cu sos și un ou. Să vedem dacă vrea Alex.